Bună! Sunt doctorul Vladislav Debnar și prin această rubrică îmi propun să înțelegem anumite afecțiuni medicale și să conștientizăm riscurile care pot apărea dacă nu sunt tratate la timp. Astăzi vorbim despre ce sunt studiile de conducere nervoasă, de ce sunt necesare. Nervii din corpul uman sunt niște veritabile cabluri electrice biologice, având ca funcție conducerea impulsului nervos, adică a curentului electric. Astfel, pentru a putea trage concluzia asupra funcției nervului afectat și asupra localizării exacte a afecțiunii, se impun studii de conducere nervoasă. Acestea oferă detalii complexe, măsurând viteza de conducere nervoasă, latența și amplitudinea impulsului electric. Măsurarea parametrilor de conducere a impulsului nervos prin nerv se poate realiza prin electromiografie. Electromiografia, cunoscutul EMG, testează răspunsul motor al mușchiului la stimularea nervului care îl pune în mișcare. Coroborând toate aceste date, un specialist poate trage concluzii precise asupra suferinței nervoase și asupra oportunității unei intervenții de decompresie și îți recomandă neapărat să te programezi la o consultație. Ne revedem data viitoare cu un nou episod din Sfatul Sănătos. Până atunci, dacă ai considerat această informație utilă, poți să o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să găsești articole ajutătoare, poți accesa oricând site-ul bestetic.ro.